Baltagul este prin repeziciune și desăvârșit echilibru al expresiei una dintre cele mai bune scrieri ale lui Mihail Sadoveanu. Vitoria, eroina principală, nu e o individualitate ci un exponent al speții. Scrierea nu poate produce emoții estetice veritabile decât a celui care o reduce la noțiunea unei civilizații arhaice. Acum suntem în Dacia, în teritoriul muntenesc al oerilor, ca punct de plecare intriga romanului antropologică. În virtutea transhumanței, păstori, turme, câini migrează în cursul anului calendaristic în căutare de pășună și adăpost, de post, întorcându-se la munte, la date, într-o veșnicie fixe. Citire din George Călinescu, istoria literaturii române de la origini până în prezent. Salutare, dragi prieteni și în cadrul acestui videoclip discutăm despre romanul Baltagul. În primul rând, vom încerca să respectăm structura eseului, să începem cu câteva detalii importante despre autor și de asemenea, să l încadrăm într o perioadă istorică. Mihail Sadoveanu este un spirit care încearcă să conserve matricea autohtonă. Temele sale principale se concentrează asupra ființei aflate în spațiul mioritic, iar în acest sens observăm o natură tradiționalistă prin excelență. Din punct de vedere istoric îl încadrăm în perioada interbelică, deoarece romanul Baltagul apare în anul 1930, după cum spunea și mai marele Călinescu când se nasc genile mor școlile, iar un curent literar are o viață relativă, el presupune îmbrățișarea unor caracteristici, dar știm că un scritor adevărat îmbrățișează mai multe curente literare. Și de multe ori observăm într-o operă un melanj de curente literare, dar încercăm să observăm trăsăturile dominante și în felul acesta facem o încadrare într-un curent literar. Romanul Baltagul se înscrie în curentul pe care îl numim tradiționalism, care se regăsește în perioada interbelică și care concurează cu modernismul. Deci, practic, în perioada interbelică sunt două mari direct de abordare a modelului narrativ. Într-o perioadă în care tehnologia înregistrează un progres uimitor, în care omul își pierde spiritul și încet, încet își uită valorile, Mihail Sadoveanu respinge o anumită tendință încercând să conserve printr-o abordare arhetipală a spiritului românesc. privindu pe Stefan Gheorghidiu sau pe Ion putem afla care este direcția modernă. Observăm o negare a valorilor patriarhale. Mihail Sadoveanu nu plasează întâmplător această acțiune într-un sat de munte, unde personajele principale se îndeletnicesc cu păstorii, pentru că mitul pastoral este cel care ne reprezintă, care reprezintă matricea culturală a noastră. Este un roman complex care are mai multe teme de abordare. Observăm aici un roman cu caracter mitic, care trimite cumva chiar spre mitul lui Isis și Osiris, un roman unde avem valorificat mitul transhumanței și în acest fel observăm un arhetip pastoral. De asemenea, îl putem citi și ca pe un roman de dragoste, dar și un roman care înglobează o veritabilă propagare a valorilor rurale, precum devotamentul, iertarea, credința, iubirea. De asemenea, un roman cu caracter de bildungsroman roman, în care observăm. Câteva cicluri de existență Haideți să vedem un rezumat Într-un minut două Vom în centru pe Vitoria Lipan Care este și personajul principal Ea este nevastă de oier Din măgura Tarcăului Care își așteaptă soțul plecat la Dorna Să cumpere oi Este o seară de toamnă ea toarce undeva pe prispa casei și-și amintește de nec. Și-l imaginează ca pe un om plin de viață, gospodar, o priceput, vesel, sociabil, iubitor de nunți, de petreceri, unde mereu spunea câte o poveste și relata un mit mai degrabă antropologic despre înzestrarea munteanului cu o inimă ușoară menită să-l facă să reziste unei vieți pline de necaz. Faptul că au trecut foarte multe zile, îl parcurgea în fiecare an în acest drum și de fiecare dată în perioada aceasta se întorcea acasă, îi generează în care o face să caute sfaturi la părintele Danila, ba chiar și la vrăjitoarea Baba Maranda. Pătrundem într-o lume plină de presimțiri, plină de vise, plină de simboluri și toate aceste premoniții și intuiții o fac pe Vitoria să creadă că s-a întâmplat ceva cu soțul ei. La un moment dat are un vis, îl vede pe Nechifor trecând o revărsare de ape, se gândește că la Mă rog, nu prea se gândește că este dar se gândește că nu este de bine. Este în speță marea trecere de care vorbește și veritabilul filozof și poet Lucian Blaga. Fiind îngrijorată, hotărăște să plece în căutarea lui. Trimite o scrisoare fiului Gheorghiță care se afla în câmpia Jiei, coile, îl înștiințează de cele întâmplate și apoi când se întoarce comunică hotărârea de a pleca împreună în căutarea lui. Chiar dacă presimțea cumva că este mort, călătoria încorporează mai mult unul este acela de călire a fiului Gheorghiță, care parcurcând acest drum plin de încercări, se va maturiza și va prelua rolul de pater familia. Un alt scop este acela de a găsi oasele lui Nechifor pentru a putea să-i oficializeze o slujbă creștină. Suntem într-un spațiu plin de semnificație între suntem într-un spațiu plin de semnificații ancestrale pentru că asta înseamnă tradiționalismul. O lume plină de simboluri în care omul crede în Dumnezeu. Omul decodează viața prin intermediul naturii. Pe Milodora, fica sa o lasă la mănăstire și cunoscând foarte bine drumul turmelor, Vitoria alege drumul pe care presupune că soțul l-ar fi urmat. Ea înfruntă visculul iernii, Poposește în localitățile întâlnite în cale, să de vorbă cu oameni și află că, într-adevăr, Nechifor a fost pe acolo. Nu ezite niciodată să întrebe, nu ați văzut cumva un cioban cu căciulă brumarie și calțintat? Devine cumva motivul romanului. Deși este foarte îngrijorată, știe cumva să-și ascundă neliniștea și în drumul său la Borca întâlnește un boteș și la cruci întâlnește o un nuntă, observăm cele două ritualuri de trecere așa cum le definește Mircea Eliade, urmând firul cronologic, se deduce că urmează al treilea ciclu cosmic de trecere, moartea. Parcurgând în localitatea Sabasa, Vitoria deduce că el nu a mai ajuns acolo și la Cârciumă cumva au, popos au poposit doi uh, ciobani. Refăcând cumva drumul, Vitoria își găsește și câinele lui Liban, câinele psihopom, acest anubis, cum îl consideră critica literară. Vitoria continuă acest drum până când ajunge într-o râpă unde găsește o semintele soțului. Domnul Toma Cârciumaru ajută pe Vitoria să organizeze prasnicul și în acest fel observăm respectarea tradiției și în cadrul acestui ceremonial, ea povestește o variantă a morții lui Nechifor, de asemenea îi invită și pe principalii aspect. Să vedem câteva aspecte tradiționale pe care le întâlnim prezentate în acest roman. Vitoria ține post 12 vineri, iar în cea de-a șaptea merge la mănăstirea Bistriței. A spus că întâlnește un botez, o nuntă și urmează moartea. Apoi titlul este simbolic. Baltagul este un topor cu tăișurile plasate simetric de o parte și de alta cozi. Este cumva un simbol binar care trimite la cele două tăișuri ale existenței, care trimite spre dualitate, viață, moarte și un simbol al pătrunderii spirituale și un instrument care urmează să aducă echilibru în univers. De asemenea avem calul care este purtătorul vieții și al morții, crucea care este un axis mundi pentru om pentru că reprezintă scara lui Dumnezeu, în romanul Baltagul avem crucea talienilor, locul unde a fost omorât Nechifor Lipan. Aici se oprește Vitoria ca să vadă dacă Lipan s-a înălțat la soare sau a curs pe o apă. Avem amurgul care anunță marea călătorie și chiar dacă Nechifor Lipan moare, el se dovedește prin fiul său Gheorghiț. Aici avem motivul eternei întoarceri, mare întoarcere. Dacă v-a plăcut acest videoclip și mecher, dați like. Am muncit mult la el.